is a good mode to socialize between the economic partners. Yes, it is. It's an opportunity for everyone, you know. Now we are here with our agencies, in Dobruja agencies. So we are here just to have fun with them, you know. Everybody gonna forget about the work, job, everything, you know, without stress, so we will have fun. And it's like a tradition for Turkish Airlines now. And in Constanza, it will be the 5th edition. So, yeah, so we will enjoy. What can I say more? Did you speak with them before? They know bowling or not? Some of them, they don't know, you know. If you compare with last year, you know, some of them they know, some of them they don't know, you know. But we are telling them because they are afraid to come here, you know, and they don't want to come. Okay, Güneş, we don't know to play or something. And we tell them, no, you should come because we enjoy here, you know, and we enjoy here, you know, just like friends. That's all, you know. So it's no problem for us. Turkish Airlines team know bowling? We know, but of course we are not professional. But today we will welcome everyone here, you know. So they will be our guests here. So sometimes we will play also. But yeah. Know to bowling? I like playing bowling, but today I just came to support the teams and event. You know, Turkish Airlines is organizing regular international flights between Istanbul and Constanza. And today's occasion is the 5th tournament, bowling tournament, with the participation of travel agencies who cooperate with Turkish Airlines in Constanza and Dobruja region. I wish every success to today's participating teams, the travel agencies, and with a broader perspective, I hope the ever-improving business will go further this year, and everyone living in Constanza will benefit from the increasing links between Turkey and Dobruja region. Mă pricep, îmi și place. Este al 4-lea sau al 5-lea, nici nu mai știu foarte exact. Echipa noastră este, bineînțeles, reprezentată ca întotdeauna și am vrut să câștigăm, desigur. Suntem aici ca să fim cei mai buni. Asta e un mod occidental de a socializa între partenerii economici? Da, este foarte adevărat, iar compania aeriană organizatoare a acestui campionat știe să facă asta în mod profesionist. Ne reunește, iată, pe noi cei care suntem agenți de turism în agențiile din Constanța și un mod foarte plăcut de a ne cunoaște mai bine între noi, de a socializa prin sport, de altfel. Și, desigur, practic ne întrecem să vedem cine este cea mai bună echipă din agențiile de turism din Constanța. Vă pricepeți? Nu se vede! Nu, mă distrez doar! A fost și edițiile trecute? Da, nu trecut. Dar era mai bună, avea mai multă experiență. Am luat chiar locul 3 anul trecut, deci... Despre echipă vorbim. Pe echipă. De, noroc că mă ridică echipa, am echipă bună. Restul joacă. A, nu mă mai uit la ceilalți că... Sunt aceiași adversari de anii trecuți sau au părut schimbări? Sunt mai mulți anul acesta decât anul trecut. Este un mod bun de a socializa între parteneri economici? Ba da, este mai... Ne mai întâlnim, mai socializăm, mai... În alt context, nu mai vorbim despre muncă. Știți bowling? Puțin. De la televizor. De la Wii, mai corect. Și e doar un mod de socializare pentru noi. Bineînțeles, totdeauna. Restul echipei nu știe? Toți suntem la fel de profesioniști, toate. Ne-am că vă ridică ce? Nu, ne ridicăm unii pe alții.
Ați fost și la edițiile trecute, că nu e prima oară. Agenția noastră, da, eu nu. Personal eu nu, dar colegele mele au fost, am participat la toate competițiile. Ați tras cu ochiul la adversari, sunt mai buni? Nu, am tras cu ochiul doar să vedem ce sunt fetele îmbrăcate, nu dacă sunt mai bune. Vă pricepeți la bowling? Nu prea. Dar e un concurs. Doar socializare? Da. Restul echipei nu vă ridică? Ba da, ne susține, suntem aici toate cele patru agenții. Ați tras cu ochiul și la adversari, se pricepe? Da. Am tras ochii, dar se pare că sunt mai buni. Dar adunați, noi toți nu vom câștiga, pentru că suntem patru, contra a câte o agenție. E prima ediție la care participați, că au mai fost? Și anul trecut am participat. Sunt altfel de adversari acum? Mai buni, mai răi? Cred că mai buni, da. Dar până la sfârșit mai avem.